Viziunea noastră este aceea ca municipiul Târgu Jiu să devină în anii următori un oraș prosper și dezvoltat. Suntem conștienți de faptul că motorul dezvoltării este creșterea economică. Fără aceasta nu se poate realiza nimic. Ceea ce avem de făcut în perioada următoare este să atragem investiții și să creăm locuri de muncă prin înființarea unui parc industrial cu suprafața de 100 de hectare în zona de sud a orașului, la CET. De asemenea, trebuie să avem o colaborare eficientă cu Camera de Comerț și Industrie Gorj pentru a identifica problemele pe care le întâmpină investitorii în municipiu și rezolvarea acestora de către administrație în cel mai scurt timp, a declarat candidatul ALDE la primăria municipiului Târgu Jiu, Eduard Lădaru.